Mar, unde ai? Nu știu cum să vă zic. Domnul Mar, Bogdan. Da, da. Care s-a luat. Să-l până. Sper să nu deranjez cu mine. Opa, e la să fac aici o... Să-l până la mea. Am, cum ai zărit, m-am zărit în funcție. Da? Să-l până. Echipaj complet. Să vă rugați pe colegii dumneavoastră să deschidă microfonul când vorbesc. Da, mă roagă de la presă să deschideți microfoanele când luați cuvântul, da? Și cei care termin de la cuvânt, pun de microfoanele. Să permită celălalt să fie bine auziți. Luați-o, deci. Bineața, doamnelor, bună ziua, tuturor, salut și pe reprezentanții presei. După cum știți, acest colegiu prefectural a fost convocat anterior apariției acelui incident nefericit, prin care am constatat cu indignare și cu mândrie că într-unul din centrele care ar fi trebuit să fie de recuperare, de reabilitare și de tratament al unor persoane cu dizabilități, a constatat condiții inumane de tratament și cazare. Dar cel puțin așa a apărut în mediul public. Astfel încât am considerat că este de datoria morală și instituțională a noastră, a instituției prefectului, să modificăm un pic ordinea de zi inițial gândită pentru acest colegiu prefectural și să punem cap de afiș subiectul de interes județean cel mai dureros. Acesta privind cele constatate la Războieni, în cel cu colibii în special. Este rolul nostru a instituției prefectului de a facilita atât dialogul între instituții, cât și buna comunicare a instituțiilor deconcentrate către cetățeni și cred că suntem datori să facem ceva informări către populație pentru a cunoaște și populația care este situația actuală, făcând următoarele mențiuni. Instituția prefectului nu are competențe directe cu privire la aceste centre pentru persoanele adulte cu dizabilități, care se află în subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și implicit a Consiliului Județean. Ca atare, după ce vor fi finalizate toate verificările care încă sunt în derulare, pentru că și acest aspect este important, activitatea de control nu este finalizată în totul, avem în acest moment în derulare și o activitate derulată de corpul de control al Ministrului de Resort, al Ministrului Familiei. Deci, la finalizarea acestor verificări, îmi doresc, atât ca cetățean cât și ca prefect, să văd măsuri ferme, atât în ceea ce privește condițiile de cazare și tratament ale persoanelor cu dizabilități, cât și măsuri manageriale care să fie gândite pe termen lung și care să realizeze o monitorizare corectă și la timp a modului în care se desfășoară activitatea celor din centrele care trebuie să deservească persoane cu nevoi speciale. Față de structura legală a Colegiului Prefectural, am înțeles să invit în plus și persoane care cunosc și au competențe în această materie cu caracter special și la solicitările noastre au răspuns invitații doamnele Mihaela Anuculezii, dar nu era deja membra a
colegiului, dar eu acum am să vă invor persoanele cele mai importante în economia discuțiilor cu care voi începe această ședință. Așadar, doamna Mihaela Lungulesei este doamna director Agenției Județene de Plăți și Inspecție Socială Neamț. Doamna Anca Movilă este reprezentanta Direcției Sănătate Publică DSP Neamț. Domnul director Ciurea, de la Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor. De asemenea, doamna Nicoleta Ciuvârlan, de la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț și doamna Panduru, de la Direcția tot de la Direcția Generală, Directorul General Adjunct al Direcției Generală de Asistență Socială. Ultimele două doamne enumerate fiind reprezentantele așadar a instituției care își coordonează direct aceste cereri. Din punctul meu de vedere, discuția prezintă două laturi distincte care se fac întregul. Prima chestiune care trebuie să intereseze este cea socială, cea de tratament și de cazare a persoanelor care ar trebui să beneficieze și beneficiază de serviciile Direcției Generale de Asistență Socială. Pentru că acest scandal care a ajuns la nivel național a pornit de la cele constatate cu privire la igiena din aceste instituții, la modul în care pacienții sunt tratați. Și cred că trebuie să rămână preocuparea noastră de bază. Pentru că tot ceea ce se face la nivel formal, legal, la nivel logisticii, a finanțării, trebuie să ducă la un scop final, care ăsta trebuie să fie pacientul, cei cu nevoi speciale. Aceasta este una din laturile discuției și cred că este cea esențială. A doua componenta discuției este cea legală, cea privind măsurile constatate, sau nu, cele constatate ca spații de fapt și măsurile care au fost dispuse de către organele de control. Iar la acest capitol răspund instituțiile deconcentrate cu atribuții de acest domeniu. Pentru că, în opinia tuturor și nu doar a mea, latura socială și condițiile efective de cazare și tratament a pacienților este prioritară, consider că este important ca, pentru început, să-i dăm cuvântul doamnei Mobilă, Anca Mobilă, de la Direcția de Sănătate Publică, pentru că dumneavoastră se ocupă, sau dumneavoastră a făcut primele constatări privind la condițiile de cazare și de tratament a pacienților. Doamna Mobilă, vă rog să expuneți public cele constatate cu privire la condițiile de igienă, tratament, grija manifestată față de pacienți și măsurile pe care dumneavoastră le-ați dispus prin actul de control. Vă rog, aveți cuvântul. Bună ziua tuturor! Ca urmare a sesizării Consiliului de Monitorizare Implementării Convenției ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități, transmisă și înregistrată la Direcția de Sănătate Publică, în data de 23.07, ora 10.53, cu privire la neconformitățile privind condițiile genico-sanitare din spațiile de cazare ale rezidenților din Complexul Rezidențial Servicii Sociale Războieni, în Sfântă Casa Colibri, identificate de reprezentanții acestei comisii la fața locului, o echipă de inspectori din cadrul instituției pe care o reprezint s-a deplasat la fața locului, constatând următoarele. Câteva informații generale privind unitatea controlată. Complexul rezidențial de servicii sociale Războieni are sediu în Comuna Războieni, strada Ștefan cel Mare, numărul 1, județul Neamț. Este unitate cu personalitate juridică, aflată în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului și subordinea Consiliului Județean, acreditată ca furnizor de servicii sociale din anul 2014. Complexul este o instituție de asistență socială de interes public pentru persoane adulte cu dizabilități. În cadrul complexului funcționează serviciile sociale, 4 servicii sociale. Centrul de abilitare și reabilitare persoane adulte cu dizabilități Colibri, Centrul de abilitare și reabilitare persoane adulte cu dizabilități Teodora, Centrul de îngrijire și asistență persoane adulte cu dizabilități Maria, locuința maxim protejată Ștefan și o echipă mobilă pentru persoane adulte cu dizabilități, serviciu care încă nu este funcțional. În cadrul controlului au fost verificate toate cele 4 spații de cazare din cadrul complexului.
Astfel, CRSSR funcționează cu autorizație sanitară de funcționare din anul 2012, având ca obiect de activitate recuperare și reabilitare neuropsihică conform ordinului 1030/2009 cu modificările și completările ulterioare. În cadrul complexul desfășoară activități de îngrijire și asistență pentru a răspunde nevoilor specifice ale persoanelor cu dizabilități aflate în situație de dependență. Centrul a fost reorganizat sub titulatura Centrului Rezidențial de Servicii Sociale Războieni prin hotărârea DGASPC numărul 5 din 2-a 2023. Centrul funcționează cu 106,5 norme de personal, din care 12 asistenți medicali, jumătate normă medic-psihiatru, 3 psihologi, 1 asistent social, 3 educatori, 3 instructori ergoterapie, 1 kinetoterapeut, 1 asistent social, 2 asistenți BFT, 1 masor, 37 de infirmieri, 14 îngrijitori, 2 bucătari, 5 muncitori necalificați la grup alimentar, etc. Personalul are efectuat controlul medical periodic conform hotărârii de guvern 355 din 2007, sunt completate fișele de aptitudine și personalul auxiliar are efectuat cursul profesional noțiuni fundamentale de igienă în anul 2021. Personalul de îngrijire la angajare este repartizat pe unul din cele 4 servicii sociale. Beneficiarii serviciilor sociale acordate de CRSSR sunt persoane adulte cu dizabilități, cu domiciliul, reședința în județul Neamț, care se află într-o situație de dependență și necesită servicii specializate de îngrijire, asistență și recuperare, fiind diagnosticați cu patologii psihice grave, cu retard psihic sever, mediu, schizofrenie cronicizată. Față de situația existentă la controlul din luna iulie 2023, în cadrul acțiunii tematice a Ministerului Sănătății și a ordinelor de prefect, când în cadrul complexului erau cazați 150 de beneficiari, în prezent sunt cazate 110 persoane, repartizate astfel. Centrul de abilitare, reabilitare persoanei adulte Colibri, 50 de beneficiari, Centrul Teodora, 42 de beneficiari, Centrul Maria, 10 beneficiari și locuința Ștefan, 8 beneficiari. Pacienții sunt cazați în pavilioane separat pe categorii în funcție de patologii. Fiecare beneficiar admis în centru, după completarea fișei de evaluare inițială, sunt întocmite planul individual de servicii, planul personalizat al beneficiarului și planul personal de viitor al beneficiarului. Planul de acțiune, fișă de monitorizare, documente privind serviciile de îngrijire, supravegherea și menținerea stării în sănătății, activității de recuperare acordate asistaților. Anual are loc procesul de reevaluare a acestora, prin comisii desemnate prin dispozițiile complexului. Pentru fiecare beneficiar se eliberează de la magazia unității obiecte de îmbrăcăminte și încălțăminte la admisia în centru. Produse pentru asigurare igienei personale, săpun, pastă, căriuțe, etc., așa, sunt distribuite lunar și se depozitează în spații proprii. În fiecare dormitor există dulapuri compartimentate, unde fiecare rezident are un spațiu pentru depozitarea acestor materiale. Așa. În cadrul centrului funcționează un cabinet medical cu aparat de urgență parțial dotat. Sunt evidențe medicale cu privire la tratamentele pentru boli cronice, acute, prescrise de medicii de familie pe listele cărora figurează beneficiarii. Consultațiile de specialitate sunt asigurate de medic specialist angajat cu jumătate de normă, psihiatru, care stabilește și tratamentele pentru fiecare rezident. Cabinetul medicului psihiatru este amplasat în pavilionul Teodora, la demisolul clădirii. Clădirea are, așa se numește, demisol și etaj. Este parter, de fapt, dar așa este cuprins în nomenclatură. Documentația cadastrală. Documentația cadastrală, da. Așa, împreună cu farmacia, cu circuit închis. Este încheiat un contract de prestări servicii de consultanță cu un medic epidemiolog privind prevenirea, diagnosticarea și tratamentul infecțiilor asociate. Complexul deține spațiu pentru activități comune, spațiu pentru activități de terapie ocupațională și petrecerea timpului liber, spațiu în care beneficiarii își pot primi aparținătorii, cabinet de masaj, kinetoterapie, cameră polisenzorială, cabinet de psihologie, cabinet de asistență socială,
educație și resocializare. În curte interioară și în grădină se desfășoară activități în aer liber. Cabinetul de kinetoterapie și masaj este dotat cu echipamente specifice. Fiecare pavilion dispune de o sală de socializare cu pereții zugrăviți în culori diferite. Vizitele aparținătorilor sunt permise zilnic, în intervalul 8-19. Primirea de către beneficiară a vizitatorilor se face în sălile de socializare, organizate în fiecare pavilion, în prezența unui angajat al centrului. Au fost achiziționate 6 aparate de aer condiționat mobile, distribuite 2 bucăți în pavilionul Teodora, 2 bucăți în pavilionul Colibri și un aparat în locuința Ștefan și unul în sala de mese. Complexul deține un imobil nou, în care funcționează spălătoria proprie, cu circuit funcțional și sala centralelor, dotată cu 2 centrale termice, cu instalația aferentă. Clădirea a fost predată de Consiliul Județean, conform unui protocol, în luna iulie 2023. Spălătoria proprie asigură procesarea doar a unei cantități din lejeria acuzată și din efectele pacienților. O mare parte din lejerie este procesată prin serviciu profesional externalizat, o firmă din Iași, care asigură și transportul lejerii săptămânal. Masa beneficiarilor este asigurată prin blocul alimentar propriu. Sunt întocmite săptămânal 4 tipuri de meniuri, comun, regim, tulbură de deglutiție, hipercaloric, hipocaloric și hiperproteic și hiperglucidic, de către întocmite de personalul specializat, avizate de către directorul conducerea unității. Sunt păstrate probe din alimentele preparate timp de 48 de ore, în condiții conforme, echipamentele de bucătărie sunt conforme, materiale igienico-sanitare și biocidele, sunt predate de la magazia centrală, pe fiecare centru, îngrijitorilor responsabili de fiecare centru, pe baza unei note de comandă, la 2 săptămâni. Sunt întocmite planuri de curățenie și dezinfecție pentru fiecare serviciu social-funcțional în cadrul complexului, care cuprind informații cu privire la programul orar zilnic / săptămânal de desfășurare a operațiunilor de curățenie și dezinfecție. Complexul este raportat la sursă proprie de apă cu sistem automat de dezinfecție, utilizând ca produs biocid, hipoclorit de sodiu, produs avizat de Ministerul Sănătății. Ultimul buletin de analiză la sursa de apă din data de din luna 5 a fost confort. Aprovizionarea cu apă caldă și confortul termic sunt asigurate de cele 2 centrale termice. Iluminatul este natural și artificial. Aprovizionarea cu apă caldă, voi reveni la casa cu Colibri cu un amănunt. Complexul deține grupuri sanitare pentru beneficiari separate pe sexe, aflate în imediat apropiare a dormitoarelor sau în structura camerelor, cu respectarea condițiilor prevăzute de legislație. Este asigurată apă curentă, caldă și rece, instalații electrice sunt securizate, pavimentele sunt acoperite cu gresie antiderapantă pentru a permite întreținerea și igienizarea. Acum, strict privind la Centrul de Abilitare și Reabilitare pentru persoane adulte cu dizabilități Casa Colibri, funcționează în un pavilion separat, cu parter și etaj, și a fost constatate următoare. Pavilionul are următoarea structură. La parter sunt amplasate 2 dormitoare cu câte 6 paturi, 2 dormitoare cu câte 5 paturi, cu grupuri sanitare comune, amplasate pe hol, 4 grupuri sanitare, 3 cabine de duș, 2 chiuvete, așa, și alte 2 rezerve cu câte 2 paturi, cu grupuri sanitare proprii. Un spațiu de păstrare materiale igienico-sanitare și biocide și ustensile de curățenie este amenajat în imediată apropiere a grupului sanitar comun, dar nu este dotat corespunzător. Un spațiu de socializare, cabinet de activități de zi și kinetoterapie. Pavimentul este acoperit cu tachet, cu porțiuni de uzură. În dormitoare, pavimentul acoperit cu tachet, tot așa, cu porțiuni de uzură, iar în cele 2 rezerve au fost montate suprafețe cu gresie. La etaj sunt 2 dormitoare cu 6 paturi, 2 dormitoare cu 5 paturi, în oglindă, ca și structura de jos, cu grupuri sanitare comune amplasate pe hol, o rezervă cu 2 paturi cu grup sanitar propriu, iar o rezervă a fost transformată în cabinet de ergoterapie. Așa, și mai există un cabinet de consiliere psihologică. Pavimentul din holul de acces este acoperit cu gresie, în dormitoare este tachet și în rezervă este, suprafața este acoperită cu gresie. În unele spații sunt montate camere de luat vedere pentru monitorizarea beneficiarilor cunoscuți cu comportament agresiv.
Capacitatea de cazare și norma sanitară este depășită cu 18 beneficiari, față de 32 de locuri, deci în total în Casa Colibri sunt găzduiți 50 de beneficiari. Distribuția apei calde în rețea se desfășoară cu întârziere, datorită distanței mari de la centralele termice la spațiul de cazare. La momentul controlului, în CAPR Colibri se desfășurau servicii profesionale de dezinfecție și dezinsecție prin nebulizare. Accesul persoanelor în clădire și a rezidenților a fost restricționat, timpul în care beneficiarii își au desfășurat activități în aer liber în prezența supraveghetorilor. La sfârșitul perioadei de tratament de dezinfecție prin nebulizare, personalul de îngrijire desemnat a demarat procedura de curățenie în dormitoare, începând cu ventilarea corespunzătoare a spațiilor, apoi curățarea suprafețelor tratate și a început procesul de înlocuire saltele, aleze, perne, lenjerii, parte din neconformitățile constatate de Comisia de Monitorizare. În timpul controlului, în pavilion au fost înlocuite saltele uzate, pătate, perne depreciate fizic, lenjerii de pat murdare. Au fost înlocuite 6 saltele în dormitoarele de la parter, 24 de saltele la etajul 1, 30 de perne și 4 le-au fost dotate cu lenjerii și aleze noi. Astfel, o parte din neconformitățile identificate de reprezentanții Consiliului de Monitorizare a Implementării Convenției ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități au fost remediate. Starea igienico-sanitară a grupurilor sanitare comune, amplasate pe holurile de acces, nu era conform. Existau obiecte sanitare defecte sau degradate, parțial, care necesitau înlocuirea. O mare parte din caloriferele de pe holuri și din camere prezentau porțiuni degradate, fete de rugină. Nu este asigurat un spațiu propriu pentru prelucrarea și păstrarea ustensilelor de curățenie, conform legislației, dotate cu sursă de apă rece și sistem de evacuare a apelor. Dotarea instrumentele de curățenie era insuficientă, dispozitivele utilizate nu erau inscripționate pe spații de utilizare, o parte din ele fiind uzate. Igienizarea acestora nu se face corespunzător, fapt care conduce la manovre ineficiente. Aprovizionarea cu materiale igienico-sanitare, consumabile, biocide, se face de la magazin central pentru un interval de 14 zile. Acestea sunt predate personalului din grijire a fiecărui pavilion în baza solicitării și prin nota de comandă. La preluare se întocmește punct de consum. Nu sunt întocmite și afișate grafice de lucrări zilnice pe toate spațiile. Existau, dar parțial. Chiar așa. Acestea nefiind complete. Am identificat neconformități la Casa Colibri, dar și neconformități generale. Cum vreți? Dau curs la generale sau doar la Casa Colibri? Începem cu Casa Colibri. Începem cu Casa Colibri. Bun. Nu există contract de muncă cu medic specialist medicină de familie, conform statului de funcții, aprobat de Consiliul Județean, anexa 2.14, prin hotărârea din 2024. Astfel nu se poate asigura monitorizarea în mod continuu a stării de sănătate a pacienților și nu este asigurată instruirea periodică a personalului medical. Nu se respectă norma sanitară în dormitoarele cu nici microclimatul, în spațiile de cazare cu 5 și 6 beneficiari în cameră. Nu este amenajat un izolator în vederea izolării funcționare a pacienților, conform structurii avizate inițial. Cabinetul medical nu se află în acest pavilion. Nu există evidențe cu privire la igiena asistaților. Nu se poate verifica respectarea programului de igienizare generală bisăptămânală a beneficiarilor, igiena personală a beneficiarilor ar include toaleta zilnică și toaleta bisăptămânală. Așa, inclusiv pentru beneficiarii mobilizați la par. Sau ori de câte ori este nevoie. Nu este asigurată o cantitate suficientă de schimburi pentru pacienți. Fapt constatat,
deși în magazia de efecte există stoc suficient de schimburi de îmbrăcăminte. Nu sunt organizate spații, asta pentru tot complexul, nu sunt organizate spații proprii, conform pentru păstrarea lingeriei curate. Deci lingeria curată este depozitată în dormitoare, tot așa, în compartimente. Într-un compartiment separat, dar este stocată lingeria pentru câteva dormitoare. Complexul rezidențial dispune de dulapuri ambasate în dormitoare, acestea sunt compartimentate. În aceste dulapuri se face și păstrarea lingeriei și schimburile beneficiarilor, prosoapele, produse de igienă personală, materiale de igienă sanitară. Lingeria în cantitate, este în cantitate suficientă, dar o parte din lingeriei de repart am constatat că sunt degradate și se impune scoaterea acestora din uz. Lingeria este schimbată săptămânal sau la nevoie, dar nu de doar pe săptămână, conform unei proceduri operaționale. Dotarea cu instrumente de curățenie este insuficientă, dispozitivele uzate nu sunt inscripționate pe spații de utilizare, o parte fiind uzate. Acestea sunt păstrate în băile comune, pe fiecare nivel, într-o încăpere separată, încuiată. În acest spațiu există și dulapuri închise, unde sunt depozitate materiale igienico-sanitare, detergenți, biocide. Unele din obiecte sanitare sunt defecte sau degradate. Unele zone de paviment din băi prezintă suprafețe discontinue, necesită locuire. Nu sunt afișate doar spațiile grafice, zilnice, săptămânale, privind lucrările de igienizare, dezinfecție pe spații de lucru, așa privind produsele biocide utilizate și personalul responsabil. Nu sunt elaborate și implementate proceduri operaționale și proceduri specifice de lucru cu privire la activitățile din complex, respectiv modul de îngrijire, monitorizare, tratament al asistaților, asistență medicală, intervenția în caz de urgență, acordare de servicii medicale suplimentare, supraveghere și prevenire infecției asociate actului medical, izolare funcțională, asigurarea condițiilor igienico-sanitare privind igiena mâinilor, activitatea bucoalimentară, activitatea, asigurarea unei alimentații sănătoase adaptate cerințelor de dietă persoanelor adulte cu dizabilități, activitatea de sfărătorie a lingeriei și efectele bolnavilor, igienizarea și dezinfecția suprafețelor, utilizarea produselor biocide în mod eficient, igienizarea și dezinfecția ustensilelor de curățenie, păstrarea lor în spații conforme, dezinfecția sursei de apă în vederea asigurării unei urinări eficiente. Personalul de îngrijire nu este instruit periodic. Personalul medical are obligația de a îndruma și supraveghea activitatea personalului auxiliar, conform atribuțiilor din fișele de post pentru fiecare loc de muncă. Există un plan anual de perfecționare a pregătirii profesionale pentru anul 2024, în care sunt prevăzute și programate pentru luna septembrie, instruit privind protocoalele de curățenie și dezinfecție, deșeuri medicale, lucrul în loc alimentar, igienizarea mâinilor, procesarea lingerie, protocol de prevenire infecției asociate. Personalul medical nu monitorizează permanent sau prin sondaj modul de efectuare de către infirmier a toaletei asistaților, schimbarea lingeriei de corp și de pat, a lucrărilor zilnice și periodice de igienizare, dezinfecție spații, în vederea verificării modului de executare a manoperelor, a corectării manoperelor necorespunzătoare și de a îmbunătăți calitatea serviciului efectuat. O parte din fișele de post nu sunt actualizate, mă refer doar la asistent medical și personal de îngrijire. Așa. Am spus că personal medical și auxiliar este insuficient, dar este completată normă impusă.